Salutare, dragi prieteni! Eu sunt Valeria Batăreanu și sunt autoarea podcastului de educație sexuală pentru tineri, Sexplicații. În cadrul acestui eveniment, care cumva marchează și aniversarea noastră de un an, urmează să discutăm și să totalizăm subiectele pe care noi le-am discutat în cel de-al doilea sezon al podcastului. Și vrem să vă amintim că în cadrul celui de-al doilea sezon am discutat despre masturbare, filme porno, sexting și despre orgasme. Ca de obicei, am discutat cu un tânăr care ne-a relatat din propria experiență primele experiențe pe care le-a avut cu masturbarea, filmele porno, dar în același timp am discutat și cu specialiști care ne-au ajutat să înțelegem mai bine aceste fenomene. Iar materialele Sexplicații sunt produse prin intermediul programului UE, Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Și merită să menționăm că grație acestui program, podcasturile Sexplicații apar și în limba rusă, nu doar în limba română. Prin urmare, mai mulți tineri din Republica Moldova pot avea acces la educație sexuală. Evenimentul de astăzi va avea loc în format de discuții. Invitatele mele sunt sexologa Natalia Pavalache, pe care cu siguranță ați mai auzit-o la noi în podcasturi, și psihologa Natalia Solovei, specialistă psihologă în cadrul centrului Neovita, care se specializează în ajutorul tinerilor și tinerelor, dar și adolescenților și adolescentelor care apelează la acest centru. Invitatele mele urmează să răspundă la întrebările pe care le-am adunat de-a lungul acestui sezon. De asemenea, puteți să ne scrieți întrebări în comentarii, iar noi urmează să le adresăm specialistelor noastre. Și să începem cu întrebările. Prima întrebare va fi oferită doamnei Natalia Solovei. Deci, adesea, tinerii încep să-și manifeste dorințele sexuale în adolescență sau chiar în preadolescență. Atunci când prima dată se masturbează sau când pentru prima dată accesează un film porno sau găsesc un film porno, cum primele experiențe reflectă asupra viitorului tânăr adult? Atât masturbarea este un comportament normal la vârsta adolescenților. Deci tânărul se cunoaște corpul și e ok să se întâmple acest lucru anume la vârsta adolescenților. Normal că dacă acest experiment este din plăcere și nu este forțat și nu este altă persoană cumva care să-l forțeze și asta produce o anumită plăcere, este un moment în care el îți cunoaște corpul, cunoaște cum poți să-ți producă plăcere și vreau să vă spun că e foarte important ca adolescenții să știe care sunt punctele care lor le aduce plăcere, că atunci când vor începe viața sexuală să știe să comunice cu partenerul lor, să le spună anume unde pot fi atinși, unde le place să fie atinși, unde nu le place să fie atinși, ca să aibă o viață sexuală armonioasă. Și iată, voiam să știu mai multe despre descoperirea orgasmului prin masturbare și deci în sine descoperirea masturbării. Cum să reacționeze un adolescent la ea? Fix se întâmplă involuntar sau voluntar sau involuntar, pentru că adesea uneori experiența primului orgasm poate fi destul de șocantă. Nu, din păcate încă la vârsta adolescență, nu toți adolescenți ajung la orgasmul propriu zis, fiindcă ei se cunosc propriul corp și asta presupune o maturizare sexuală mai îndelungată, la vârstă mai matură și cred că doamna Natalia ne povesti despre orgasm mai multe detalii. Faptul că ei ajung și înțeleg că acesta este o plăcere enormă, e un lucru pozitiv pentru fiecare tânăr și noi le dorim la tine să poată să experimenteze acest moment, fiindcă este un moment deosebit și un moment în care le aduce multă plăcere. Mulțumesc. Doamna Natalia, deși noi am discutat separat despre masturbare, filme porno, sexting, orgasme, există totuși un fir rupt care merge printre toate aceste fenomene și vorba despre sexualitate. Unii o au mai dezvoltată, alții mai puțin. Ce stă la baza dezvoltării unei sexualități sănătoase?
adolescenții se dezvoltă diferit. Unii adolescenți poate fi la vârsta de 10 ani destul de dezvoltați și acum noi vedem o creștere a maturizării sexuale. Dacă înainte, la bunicile noastre, undeva ciclul menstrual se începea la 16 ani, apoi la 13 ani, acum chiar avem adolescente care ciclul menstrual se începe la 10 ani. De asemenea, poluțiile nocturne se încep mult mai devreme și asta presupune că vârsta adolescentă cumva se începe mult mai devreme la mulți adolescenți. Și, dar asta nu înseamnă de fiecare dată că adolescenții sunt maturizați, dacă sunt maturizați sexual, atunci sunt maturizați și psihologic. De ce spun acest moment? Fiindcă un adolescent, având un corp foarte frumos deja maturizat, ar putea să înceapă viața sexuală, dar din punct de vedere psihologic încă sunt la vârsta pe care ei o au. De ce spun aceasta? Fiindcă avem adolescente, tinere, care sunt mai mici, la 13-14 anișori, din punct de vedere sexual ele sunt dezvoltate, dar nu sunt gata să stea cu copilul, să-l pregătească, să-l hrănească, să stea nopți nedormite. Deci chiar dacă corpul lor este pregătit fiziologic, psihologic, social, ele încă nu sunt pregătite și de ce ar fi cazul să afle cât mai multe lucruri despre sexualitate, riscurile, consecințele, ca fiecare copil să fie dorit și să fie mult așteptat. Doamna Pavalache, cum putem să... Da, vreți să vă expuneți la acest subiect? Da, vreau să spun și eu ceva. Cât de paradoxal sunt acum un pic lucrurile, pentru că vârsta la care... tinerii se dezvoltă sexual avansat, da? Cum spunea și doamna Solovi, 10-12 ani deja sunt mulți copii care sunt foarte bine dezvoltați sexual, dar vârsta adolescenței s-a mărit. Consideră acum că adolescența e până la 24 de ani. Adică rezultă că e așa, destul de mare perioada asta în care preadolescența, adolescența ea durează. Aveți dreptate. Într-adevăr, vârsta adolescentă s-a mărit. Acum se poate adolescentă, conform Organizației Mondiale a Sănătății, începând de la 10 ani până la 19 ani. Noi suntem un centru care oferim gratis tinerilor și adolescenților de la 10 până la 24 de ani. Și dacă ne uităm atent, observăm 12 clase, copii învață bacalaureatul undeva 20 de ani finisează bacalaureatul, plus 5 ani sau 3 ani de facultate, 24 de ani când deja pot să fie deja adulți. Ceea ce, dacă luăm din bunei noștri, cumva era foarte rapid, 7 clase sau 8 clase, se căsătoreau și erau la 20 de ani deja aveau copii. Dar acum 30 uneori încă nu sunt gata pentru a avea copii. Da, adevărat. Doamna Pavalache, cum noi ne putem descoperi sexualitatea? Cred că e foarte important în domeniul ăsta să fim curioși. Da? Și referitor și la întrebarea anterioară, cum influențează sexualitatea noastră, aspectele culturale, sociale au foarte mare impact. Da? Pentru un tânăr care trăiește bine format, cred că pentru tinerii care ascult podcasturile voastre, deja denotă un tânăr care este mai format, care are o altă viziune asupra lucrurilor. Sexualitatea lui, dacă să facem, nu știu, un studiu, eu sunt sigură că sunt persoane care se cunosc mai bine, care se acceptă mai bine și au o viziune de sine mult mai pozitivă. Și spuneam că pe când un tânăr care este mai mult într-o societate sau într-un mediu în care sexualitatea e văzut ca pe un păcat, ca ceva rușinos sau urât sau murdar, desigur asta va avea un mare impact și concret, cum asta se poate trăi în viața, în sexualitatea oamenilor, ar fi, spre exemplu, femeile să nu poată aibă orgasme sau să aibă dureri la penetrare sau chiar să fie imposibilă penetrarea la bărbați, poate o problemă de ejaculare sau disfuncție erectilă, cam așa s-ar manifesta. Da, și sexualitatea asta totuși e un lucru care crește odată cu noi, pe care o alimentăm întotdeauna și voiam să vă întreb cum putem noi să ne acceptăm pe noi înșine propriul nostru corp, pentru că prin acceptarea propriului nostru corp ne dezvoltăm și sexualitatea și avem mai multă încredere în sine. Doamna Pavalache? Foarte bună întrebare, iarăși, în sensul ăsta, cred, așa structuri ca instituții, da, și ca proiecte ca ale voastre, de spunem, sau ca instituție ca cea unde lucrează doamna Solovei, aceste lucruri deja au o
influența asupra faptul că sexualitatea sau să fie ceva pozitiv, da? Masturbarea e o chestie normală, nu avem de ce să ne rușinăm sau să o considerăm ca, nu știu, o problemă sau și astfel de viziuni vor avea un impact clar asupra asupra dragostei de sine, asupra faptului, uite, asta mi îmi place, asta e ok, asta eu cu asta nu sunt de acord. Deci educația, educația și are educația. Și noi, cum am spus, am abordat patru subiecte în prima, în cel de-al doilea sezon al podcastului Sexplicații și unul dintre subiecte era sextingul. Și at Daniel, o invitat la podcastul nostru, ne-a povestit despre sexting din perspectiva ei și ea ne spunea că sextingul atunci când este fără un suport, fără un flirt anterior, fără o comunicare, este destul de invaziv. Pentru că fiecare dintre noi are limitele noastre și atunci când cineva încearcă să ne încalce limitele noastre, când cineva încearcă să ne penetreze spațiul nostru personal, ne simte nu tare bine. Doamna Solovei, spuneți-ne, vă rog, cum să cunoască tinerii, care sunt acele limite, așa încât sextingul să devină, să nu devină nociv pentru ei? Pentru că adeseori tinerii recurg la sexting fără să înțeleagă că persoana din partea cealaltă a monitorului, a ecranului, are anumite bariere și limite și nu vrea să fie abordată în acest mod. Adică uneori sextingul se întâmplă neintenționat, dar în același moment poate fi invaziv. Și cum tinerii se percep aceste limite? Eu cred că cel mai important ce trebuie să facem noi, cercul tineret și anume psihologii, mai întâi să prevenim. Și să nu prevenim asta clasa 7-8, deja e foarte târziu, fiindcă mulți părinți spun că căutați voi cu așa lecții la clasa 7, deja e târziu la clasa 7, mai înainte, fiindcă clasa 5 deja încep să experimenteze, să facă poze, să transmită unul la altul și apoi se pornește toată avalanșa asta de sexting și poze. Și am foarte mulți copii care suferă, copii de clasa 5-6, școli întregi, care, clasă întregi care se adresează. Deci unica prima ce trebuie să facem noi, să prevenim mai înainte, dacă copiii încă nu au făcut lucrul acesta. Nu deja când deja a fost sexting, s-a plasat școala și încep să apeleze la psiholog. Deja e târziu. Deci noi trebuie să cumva să fim un pic mai înainte, să anticipăm acea situație. În cazul când deja poza s-a transmis la toată școala și copilul suferă foarte mult, normal că eu ca psiholog pot să lucrez cu reacția la stres post-traumatic, fiindcă el este de bullying, abuzat, fie verbal, fie sexual, mai puțin, dar ar putea să fie și asta. Și cumva noi deja, eu lucrez cu prelucrarea momentului traumatizat care îl întâlnește în școală, discutăm cu părinții, discutăm cu profesorul, un rol foarte important îl are profesorul. Profesorul trebuie să, din contra, să ajute acest copil ca să includă în clasă. Sunt cazuri care, din păcate, nu putem să excludem această problemă și atunci copilul nevoie să schimbe școala dacă e o problemă foarte mare și cumva deja s-a ajuns la un lucru care noi nu putem deja să îl schimbăm. Deci, mai repet încă o dată, noi trebuie să fim cei care să venim cu prevenirea acestui fenomen. Noi mergem prin școli, noi le arătăm diferite filmulețe cu sexting, ce poate să întâmple. Uneori tu nu poți, nu tu să transmiți, dar cineva, un frate mai mic, o surioară mai mică, repede transmite la un coleg și se începe toată avalanșa asta de poză și noi nu suntem mai apoi bucuroși. Sau prietena transmite prietenului, apoi se ceartă și prietenul așa ca răzbunare. Noi știm de la dragoste până la ură, eu un milimetru și apoi această informație ajunge în mediul online și asta e foarte dureros. Deci și noi prevenim tinerii despre acest moment ca să fie cumva prudenți ce ar putea să întâmple în cazul când transmit poză. Fie că prietenul, fie că persoane foarte apropiate, fie că oamenii care au încredere. Și despre încredere, atunci când discutam cu cu o specialistă în ceea ce ține de lucru cu adolescenții în perioada deja post-sexting, întrebea, mă rog, ea spunea că este o diferență foarte mare în ceea ce ține de încrederea la adolescenți și la tine și încrederea la persoane care deja sunt mai adulte. De exemplu, ca să capeți încrederea unui adolescent, este nevoie de o lună sau de două luni ca deja să înceapă chiar și procesul de sexting. Pe când la persoanele adulte această perioadă este mare și poate să dureze câteva
gen chiar câțiva ani. Doamna Papalache, dumneavoastră voiați să... Remarc chestia asta și cu adulți. Vine în cap acum un cuplu pe care îl aveam în consultație, în care soțul el transmitea numai decât poze cu el, da, dar careva poze cu sau imagine putentă, erotică, pornografică soției. Și el se aștepta într-un fel că atunci când le transmite, că asta o să se trezească și ei o mare excitație. Și era... De parcă trebuie să facem aceeași educație ca și cu copiii, cu adolescenți, în care spui, posibil tu ești într-o situație de excitație, da? Dar posibil soția ta este acum, nu știu, la servici, vorbești cu un coleg sau, nu știu, a fost chemată la șef să discute. Trebuie să te asiguri că persoana cu care tu vorbești e pe aceeași lungime de undă. Nu poți să-i transmiți un mesaj de ăsta și să te aștepți că eu să aibă aceeași excitație ca și tine. În așa situație, efectul e cum, de fapt, e foarte negativ. Asta poate să influențeze ca persoana în genere să nu mai aibă nicio dezvolte mai degrabă o aversiune față de sexualitate și nu excitație în sine. Da. Și să revenim la masturbare și la, de fapt, la dependența de masturbare. Și noi am abordat acest subiect și în cadrul podcasturilor. Și, în special, voiam să încercăm să abordăm acest subiect din perspectiva tinerilor, pentru că tinerii, atunci când descoperă masturbarea și descoperă faptul că prin masturbare pot să ajungă la orgasm, nu spun că masturbarea e un lucru rău, în niciun caz. Masturbarea ne ajută să ne descoperim pe noi înșine și foarte bine să ne masturbăm ca să înțelegem ce ne place și ce nu ne place, ce e acceptabil și ce nu e acceptabil pentru noi. Dar totuși, pe locuri, poate să apară această dependență de filme porno, dependență de masturbare. Dar, Solovei, cum depășim această dependență și dacă la tineri această dependență apare din cauza plăcerii pe care ei o primesc, pentru că ei vor mai mult și mai mult plăcere, sau sunt și alte motive? Atât masturbarea, cât și actul sexual propriu-zis sunt niște lucruri normale la vârsta adolescenților. În cazul când credem că deja poate să vină dependența, noi recomandăm sublimarea. Sublimarea este atunci când reorientarea impulsului sexual, doar în cazul când el nu are partener. Orientarea impulsului sexual în alte domenii, cum ar fi sport, bazin, lucruri care el ar putea să dezvolte, impulsul este sexual, fiindcă adolescenții, de fapt, la vârsta adolescenței, libidoul sexual este foarte înalt. Și ei, testosteronul iarăși ia rolul lor și ei cumva devin foarte excitați și cumva vor foarte mult să experimenteze diferite poze din diferite cărți interesante. Și în momentul când credem că asta ar fi pentru ei deja o dependență și asta o fac în fiecare zi și credem și ei spun că deja pe mine asta cumva mă rușinează și îmi fac griji pentru asta, am putea să le recomandăm sublimarea pentru reorientarea impulsului sexual în alte direcții în care se orientează impulsul acesta sexual pentru menținerea libidoului, dar totodată ca să nu vină foarte grav pentru ei. Și ce ține de cauze? Care ar fi principalele cauze din care un tânăr începe să sau generează, are o deprindere sau o dependență de masturbare? De fapt, după cercetarea Republica Moldova s-a demonstrat că vârsta medie care tânărul începe de relații sexuale este 17 ani. Și de ce normal să apară și fenomenul acesta? Și atunci când el nu are o parteneră sexuală, ar putea să, oricum, organismul lui, libidoul sexual este foarte înalt, el caută, el dorește să exploreze aceasta și normal să întâmple acest lucru. Și atunci noi căutăm alternative în momentul când el nu are parteneră sexuală. Dar nu îi spunem tânărului că nu e ok să faci lucrul ăsta, nu e ok să te masturbezi, e un lucru normal, sănătos, cel puțin eu mai glumesc câteodată, infecții cu transmisie sexuală nasal și partenera nu rămâne sarcinat. Una dintre tinerele care am vorbit despre masturbare, ne-a spus un client care tare, tare ne-a plăcut, că masturbarea o faci cu mâna ta, e mâna ta, nu e mâna diavolului, mâna ta care poate să-ți aducă maximul plăcere.
Dar totuși, oricum, în acest context, vreau să definim această dependență. Cum înțelegem că noi am ajuns la dependență? Că asta e dependență de masturbare. Că tânărul are o dependență de, față de masturbare. Doamna Salovei. De fapt, noi discutăm cu tinere și observăm frecvența, de câte ori face, cum face, când face, în momentul când privește filme sau când pur și simplu merge pe stradă și apare impulsul ăsta. Examinăm de asemenea libido sexual, la ce libido, fiindcă este libido platonic, libido erotic și libido sexual. Examinăm și libidoul. Mai multe momente în care noi ne dăm seama dacă este o dependență sau nu este o dependență. Și după asta, deja împreună cu tânărul, doar împreună, căutăm căi de soluționare, fie că, cum am spus, sublimarea, fie că în cazul când are o parteneră, sex protejat doar cu prezervativ și metoda dublă olandeză pentru adolescență recomandă. Vorbim despre consecințele, toate lucrurile, fiindcă sexul nu aduce numai plăcere la adult adolescență, mai aduce și infecții de transmisie sexuală și sarcină dorită. Și deci ca să fii pregătit pentru avere la sexuală, trebuie să știi, cunoști lucrurile acestea ca să ai o relație frumoasă și o relație în care să nu regreți mai apoi din cauza anumitor factori. Doamna Pavalachi, iată, noi practic am încercat să definim și să vedem care e situația în rândul tinerilor și adolescenților și de ce apare dependența, cum ea poate trece peste dependență, dar cum stau lucrurile în cazurile adulților? Care este motivul aparenței dependenței de masturbare și de filmele porno? Stați că să încerc. Eu, de fapt, am rămas un pic în aveam o idee referitor la ce ați vorbit înainte și eu sunt întârziere, știi? De fapt, mă gândeam la faptul că este și o diferență între cum se masturbează femeile sau când o fată, o tânără simt nevoie de să masturba și când un băiat, da? După un studiu, un studiu francez, arată că 50-60% din bărbați o să se masturbeze ca o manieră de a lupta cu stresul. Adică, din momentul în care persoana e stresată, o să aibă chef sau nevoie de a se masturba. Doar 10% spun că masturbarea este ca un substitut al raportului, adică ținând cont că nu are raport sexual, deci o să recurg la masturbare, și 40% din 30 sau 40 bărbați se spun că este o modalitate de a primi plăcere. Adică marea majoritate a bărbaților o să masturbeze ca o manieră, ca un anxiolitic, o manieră de a se lupta cu stresul. Cred că chestia asta tot e importantă de a ști pentru a putea în unele situații de a asigura tinerii sau perioada adolescenței e o perioadă foarte încărcată în o mulțime de chestii, da? Și în emoții, și în stres, poate și în și studii și chestii. Adică că un tânăr se simte nevoia asta a se masturba e un lucru foarte spate de înțeles. Da? Tu m-ai întrebat, Valeria, cum fac diferența sau cum lucrurile au loc la vârsta. Dar în același context, mi-am avut nici o întrebare înainte ca să trecem la următorul subiect. Dumneavoastră a spus despre necesitățile, deci când un bărbat se masturbează, când un tânăr se masturbează, când el simte necesitatea, dar cum e în cazul tinerelor? Din păcate, tinerile se masturbează mai puțin ca băieții. Totuși, cred că impactul societății, a culturii are un rol de jucat. Asta unul, dar și faptul că organele genitale a femeii, a fetei sunt, ținând cont de diferența, da? La băiat totul este într-un fel în exterior, el de mic copil, el simte, el atinge, el are o reprezentare clară a părții astea a corpului lui, pe când fetița deseori, practic, își dă seama de faptul, noi vorbim, că au devenit femeie când? La ciclu, da? Când are primul ciclu menstrual. Și asta nu e o perioadă cea mai ușoară, da? Adică sunt fetițe care asta poate să fie dureros, iarăși mai introducem în peisaj faptul că în societatea asta e văzut ca ceva murdar. Deci fetele intră la noi în viața sexuală sau își construiesc sexualitatea lor un pic
cu stângul, da? Depinde și de ce experiențe ele au, dar toată presiunea asta a societății face în așa măsură încât fata mai târziu, sau dacă nu are din temperamentul ăsta de curiozitate, dă să încerc să văd, e posibil că deloc să nu se masturbeze sau să descopere chestia asta mult mai târziu. Da, și acum, care este motivul apariției dependenței față de masturbare și filmele porno la adulți? Doamna Soloveit, tot vrea ceva să spună. Porno, vreau să zic, la adolescență. Foarte mult adolescenți privesc filmele porno și văd acolo niște dimensiuni foarte mari și vin la psiholog și spun că eu n-am așa dimensiuni, sunt foarte complexați prin asta și noi le explicăm de fapt acestea sunt niște persoane special angajate ca să facă și actul sexual acolo durează 2 ore, dar la mine durează doar 7 minute, cumva iar stresul este, deci eu nu pot așa 2 ore să mențin act sexual și noi iarăși vorbim despre că astea sunt niște actori care se filmează, actul cel sexual probabil a fost filmat în 3 zile, ori, deci nu-i ceea ce văd din realitate, când ei cumva sunt foarte stresați, mai ales băieții, stima de sinele scade, că nu au dimensiunile astea și cumva ei sunt în asta foarte ofensați. Și vorbim despre filmele porno, ele de fapt cum influențează asupra neîncredere mai mult în sine adolescenților și de ce vorbim, vreau să zic aici o situație în care am avut o fetiță de 7 ani, a venit cu mămica, în care fetița a privit filme porno și la care eu întreb cum s-a întâmplat că fetița de 7 ani trebuia de primit filmele porno, nimic îmi spune că ea au auzit de la școală cuvântul sex, acolo întâmplător, cineva vorbea, au venit acasă și a întrebat mămica ce înseamnă sex. Și la care mămica îi spune, tu ești mic, când ați crești mare, nu-i treaba ta, chestii de astea, stereotipurile care se sună la noi în societate, fitiți acum foarte copiii noștri printr-un singur click, o scris cuvântul sex, o privit porno și copilul a privit porno. Deci la vârsta de 7 ani, ea nu, pentru să nu interesa poze din Kamasutra și ea nici nu a avut intenția să afle despre asta. Era ok să explice pentru vârsta ei și de asta e bine să vorbim despre sexualitate la o vârstă fragilă când apar primele întrebări. Educația sexuală nu înseamnă sex. Educația sexuală înseamnă să vorbim deschis despre corpul nostru, la grădiniță că asta e penis și corect să-i spunem penis, că asta e vagin, că asta e vulvă. Deci lucrurile acestea trebuie să spunem chiar pe copilărie ca copiii să știe lucrurile astea. Și la grădiniță, da, este sexul feminin, este sexul masculin și asta e de ajuns să-i spunem ca mai apoi copilul să știe, să ai încredere în părinte, știe atunci când apare o întrebare, să vii la părinte să-i spui, să întrebi mama ce înseamnă asta, ce înseamnă sex, ce înseamnă porno. Și mamita, clar că la noi părinții nu sunt pregătiți și de asta le recomand la părinților să citească în cazul că nu știu să adresez la specialist, fiindcă noi, de păcate, am fost crescuți în Uniunea Sovietică, unde sex nu era, era doar copii. Și de asta noi acum încercăm să scotem tot stereotipurile astea din noi. Valeria, poți să, acum sunt gata de întrebarea ta. Bine, acum e întrebarea. În cazul adulților, care este motivul sau care sunt motivele, dacă ele sunt mai multe, a dependenței de masturbare și de filme porno? Totuși, persoanele care sunt dependente de astfel de filme porno sau de masturbare, ok, eu am să lucrez asupra tematicii astea, dar cu același succes persoana poate fi dependentă de a mânca, fără să poate opri, da, sau dependent de alcool. Sau, adică e un comportament de ăsta adictiv. Și asta, sper, să fie în legătură cu, poate, cu frustrarea generală sau cu cum se derulează viața acestei persoane. Ea reușește să intre în contact și în atașament și în dragoste, să construiască o relație de dragoste cu cineva sau nu. O să vedem și care sunt poate parcursul ei, care sunt poate traumele sau adică nu devii acro, nu devii dependent de masturbare și pornografie așa. Adică sunt careva totuși nu știu, careva elemente care o să ne o să ne duc pe calea asta, eu aș spune că mai degrabă poți fi o persoană care e destul de închisă, care are careva dificultăți de a vorbi cu altcineva și a vorbi despre emoțiile sale și atunci asta pulsiunile astea o să iasă așa, mecanic, fără, pentru că nu are, e dificil de a putea împărtăși lucrurile altfel.
Bine, și în acest caz trebuie să ne temem, să ne masturbăm mai mult sau mai puțin, că, de exemplu, dacă, nu știu, avem o înclinare spre o anumită dependență, trebuie să ne temem că o să devenim dependenți de masturbare. Și iarăși la capitolul ăsta, dependenței de masturbare, uneori se exagerează atât de mult încât persoanele se masturbează pur mecanic, fără a introduce diferite jucării și lucruri care le-ar aduce mai mult plăcere. Din frica asta și din teama să se masturbeze, să devină dependenți de masturbare, să apară gândul că înlocuiesc masturbarea cu actul sexual propriu-zis. Și dacă eu, toate persoanele care m-au consultat cu problematica asta, cred că 80% din ele erau persoane care temeau că ele sunt dependente. Nu erau persoane dependente, dar temeau că ele sunt dependente. Pentru că, iarăși, eu dacă mă masturbez o dată pe zi, asta e anormal, asta nu e bine. Dacă eu mă masturbez, oare eu n-am spus să întâlnesc pe cineva? Adică sunt persoane care sunt destul de anxioase. O persoană care are o problemă în sensul ăsta, e o persoană care iar mai are controlul. De parcă masturbarea decide pentru el, da? Persoana nu mai e, în loc să, nu știu, să iasă cu prietenii, eu favorizez mai degrabă să stau acasă și să mă masturbez liniștit, da? Sau una dintre întrebările pe care eu am să le spun, okay, tu la servici fiind, mergi la baie ca să te masturbezi? De dacă persoana îmi spune în timpul serviciului, duce, simt nevoia asta de a se masturba, ok, aici deja mă duce de careva informații că totuși asta ia anumită amploare, pentru că, nu știu, când ești la servici și ai capul în, nu știu, careva chestii de făcut, poate nu mai ai timp tu să mergi la baie, nu ai așa o nevoie urgentă, da? Dar în rest, dacă persoana, nu știu, are un serviciu, dacă are poate să aibă partener sau nu, dacă se masturbează o dată pe zi, asta nu e adicție. Nu mi vin cuvintele în română. Asta nu este o dependență. Oh, mersi. Da, și tot în această alură a dependenței, este o statistică curioasă, dar da, și în legătură cu filmele porno, este o statistică foarte curioasă care ne spune că femeile din Republica Moldova, este o statistică preluată de pe Pornhub, că femeile din Moldova sunt cele mai înrăite consumatoare a filmelor porno din Uniunea Europeană. Practic din e hașurat așa pe hartă cu un roșu așa închis practic și din lume. Și de ce femeile noastre ajung să consume atât de multe materiale pornografice? Domnul Solovie, aveți vreo informație? Pentru că eu de mulți ani nu mai sunt în Moldova și asta mi se pare destul de straniu că Pornhub-ul dă așa rezultate. Trebuie să întrebăm bărbații. Femeile, anume femeile se uită. După, am auzit și eu de statistica asta. Statistica, da. La vârsta adolescenței, ok, se întâmplă lucrurile astea. Despre adult nu pot să spun nimic. Adolescenții au curiozitatea asta să afle cât mai multe informații și cumva tot ce e nou, tot ce e inovația asta, pentru că și asta e curios. Și e ok să întâmple asta și noi asta cunoaștem și asta e ok și e normal să se întâmple. Nu pot să vă spun despre adulți. Deci despre adolescență, lucru normal să întâmple. Dacă fetița de 7 ani privește porno, întâmplător s-a aflat prin un click sex, dar nu mai vorbim de altfel. Doamna Salaveda, este vreo diferență dintre interesul băieților față de porno și interesul fetelor față de porno? Și dacă, nu știu, poate se întâmplă că în societate parcă e mai mult acceptat ca băieții să uite la porno și să masturbeze, iar fetele mai puțin, dar cum asta se întâmplă în practică? Se adeverește asta? Chiar așa și este? Au fost statistici care arată că adolescenții, dacă luăm la adolescenții de Republica Moldova, băieții spun că încep viața sexuală mai rapid, cumva mai înainte și într-un mai mult.
Dar, de fapt, la noi știm cu toții că sunt anumite stereotipuri în care nu se poate să începe viața sexuală până la căsătorie și uneori fetele pot să bifeze anumite lucruri și noi nu putem să dăm seama de adevăr sau fals, fiindcă este stereotipul ăsta care nu ne permite să aflăm chiar adevărul. Plus la fata, știți, dacă fata privește porno, e rușine, dar băiatul cumva e macho, e super și iarăși aici noi sunt stereotipuri care, din păcate, le circulă și noi le ascultăm zi de zi. Și la vârsta adolescentă sunt foarte multe, fiindcă fata, dacă cumva are mai mulți băieți, este cumva o prostituată, dar băiatul, dacă are mai mulți fete, este macho. Da, da. Și noi tot discutam și atunci când alegeam protagoniștii, în final am ales protagonistele pentru subiectul masturbării și a filmelor porno, dar și al orgasmelor, am ales fete, pentru că se crede că fetele nu se uită la filme porno, că fetele nu se masturbează. Și am avut norocul să găsim persoane foarte deschise care ne-au vorbit despre experiențele lor din plin, despre cât e important să-ți folosești mâna ta, poate nu doar mâna ta, jucăriile, dar și alte lucruri ca să poți singur să-ți aduci plăcere, dar și orgasm. Și desigur, orgasmul ăsta e punctul la care probabil vrem mai mult să ajungem și să descoperim mai multe despre orgasm și cum funcționează. Și Ana, o invitată de-a noastră care ne-a vorbit despre experiențele ei, ea spunea că noi dezbăteam foarte mult subiectul a cui e responsabilitatea orgasmului unei femei, pentru că spune foarte mult presiune și asupra bărbaților și sărmanii. Cred că dacă ei nu au reușit să ducă o femeie la orgasm, atunci e pur problema ei, lui. Și așa noi discutam cu Ana și Ana zicea că sexul, vede sexul ca pe o muncă în echipă, unde fiecare coechipier muncește împreună ca lucrurile să funcționeze și nu ești doar tu responsabil de orgasmul tău, nu este doar partenerul tău responsabil de orgasmul tău, iar lucrurile trebuie să meargă împreună ca o echipă și dacă vezi că coechipierul tău se neacă la mal, trebuie să-l mai ajut și să-i spui ce să facă și cum să facă. Și voiam să vă întreb, de ce se formează aceste așteptări că cineva trebuie nou să ne aducă orgasmul pe tavă, că cineva trebuie să ne arate ce e asta plăcerea? Și de regulă aceste așteptări se fac foarte mult la femei care sunt nemulțumite că fie soții, fie iubiții nu le aduc acest orgasm. Da, întrebarea e către ambele. Eu pot spune că orgasmul femeii răspunde femeia? Fiindcă ea știe care sunt punctele ei excitante și unde poate să fie atinsă și ea, dacă îi mai comunică și are cu partenerul o comunicare transparentă și sinceră și ca el să înțeleagă, fiindcă bărbatul poate nu știe unde îi place și unde nu îi place și dacă femeia îi spune lucrurile astea, femeia îi cunoaște corpul și femeia îl îndeamnă, atunci ar putea să ajungă la un orgasm și nu cred că doar bărbatul răspunde de orgasmul femeii. Femeia ar putea să comunice foarte deschis, să-i arete, să-i spună și el cumva să aibă împreună să ajungă la orgasm propriu zis. Dar deci, într-un caz, bărbatul răspunde de orgasmul femeii. Nu știe bărbatul cum să ajungă femeia asta, să ajungă la plăcere, fiindcă el nu cunoaște corpul, dar el cunoaște corpul ei. Dar tu întrebai tot, Valeria, dar cum așa se întâmplă? De ce așa se întâmplă? Și aici, cred că răspunsul ar fi, uite, totuși, toți anii ăștia în care, sau miile de ani în care femeile nu, iată, o femeie care are plăcere, e mare riscul ca să fie văzut ca o depravată sau o... Și deci o femeie care se cunoaște, da, bine corpul și care poate să manifeste partenerul ei, uite, atinge-mă așa, este teama asta foarte adâncă înrădăcinată în fetele tinere, că poate o să aibă impresia că eu sunt prea, sau că am avut foarte multe experiențe, sau că eu nu sunt serioasă, sau... Și atunci, iată, eu nu știu nimic și partenerul trebuie, el tot să... el e competent, dar ea este... Da, incompetent. Sunt bună la mama, cu mințică. Știți, eu cumva asociam, iată, toată experiența asta de a vrea să obții orgasm. Bun, că asta e
cumva un impact al societății în care, suntem crescuți cu toții. Și eu mă gândeam că chiar și poveștile cu prințese, noi pe femei le învață că cineva trebuie să le aduc ceva, cineva trebuie să le salveze de undeva, cineva este eroul lor, iar ele pur și simplu trebuie să stea și să aștepte. Să-l trezească din somnul cel de moarte și să-i explice ce e asta un orgasm și să-l dea. Da, și noi, de fapt, în fiecare dintre ediții încercam să relaționăm cum masturbarea, cum privirea filmelor porno poate să afecteze o relație. Dar până la urmă, aceste lucruri pot fi făcute și în cuplu, pot fi făcute și împreună, persoanele împreună pot să se masturbeze, împreună pot să privească filme porno. Și cum să facem ca aceste activități comune să ne îmbunătățească experiența actuală a unei relații? Doamna Papalache, dacă ați putea să vă expuneți. Acum au apărut așa o nouă categorie de filme porno, numesc filme porno feministe. Filmele astea, în mare parte, sunt făcute de femei, da, și ies un pic din tiparele astea care, din scenariile tipice, da, o femeie, mai mulți parteneri sau nu știu, care va tipare și de forma corpului, da, și de mărimea organelor. Și asta cred că e un lucru important pentru că, totuși, felul imaginii are un, poate predispune sau aș spune poate mai degrabă pentru fetele, femeile se simt mai ok, pentru că, nu știu, dacă vezi o scenă cu un gangbang acolo, cu nu știu câți zeci de parteneri, nu știu în ce măsură o fată tânără o să se simt ok să privească un astfel de film. Chiar dacă după sondaje la adulți, mai degrabă femeile se uită la astfel de film. Da, asta ok, asta e așa, mare paranteză. Dar și avantajul iarăși filmelor astea poate că sunt bine filmate, sunt corpurile participanților sunt de diferite tipuri, ieșim un pic din șabloanele astea tipice a unui film pornografic, o să atrag mai mare atenție la plăcerea femeii și cred că ar fi astfel de filme poate fi mai benefice pentru a fi vizionat în cadrul unui cuplu, mai ales dacă e tânăr. Da. Și acum noi o să trecem la o secțiune de mituri, în care vă voi da câte trei mituri fiecare și vă rog să le dezbatem sau să le confirmăm cu argumente și cu cât mai multe exemple. Și doamna Salovei, primul mit. Nu este normal ca o persoană implicată într-o relație stabilă să se masturbeze sau să se uite la filme porno. Este un mit. Ar putea să se masturbeze, să se uite la filme porno. Uneori filmele porno ar fi ca un preludiu pentru unele cupluri. Masturbarea, zice mai bine, ar fi cumva mai mult în parte negativă dacă în cuplu cumva nu au relații sexuale și ambii se masturbează. Deci asta cumva poate fi o mică problemă, fiindcă dacă sunt într-un cuplu sau sunt într-o familie și ei se masturbează și nu au relații sexuale, asta cumva ar fi poate o problemă între ei. Cumva, dar la nivel emoțional, cât mai mult știm asta, fiindcă femeile iubesc foarte mult dragoste, deci este și carte care o recomandă, de ce femeile iubesc dragoste, dar bărbații iubesc sex. Pentru femeie e important foarte mult partea asta emoțională. Și dacă ceva relație suferă, atunci femeia cumva este mai detașată emoțional și ar putea fi detașată și fizic. Ceea ce pentru bărbat mai puțin contează uneori acest lucru. Și atâta timp cât ei au o relație mai complicată ar putea, și se masturbează, asta ar putea fi o problemă. Dar asta trebuie la terapie de cuplu să meargă ambii ca să vedem ce se întâmplă în relațiile lor. Asta de punct de vedere mai mult psihologic, cred că. Mulțumesc. Doamna Papalache, dacă faci sex în ciorap, orgasmul e mai intens? N-am încercat, nu știu. Am auzit de chestia asta. Am auzit de studiul ăsta că persoanele care fac sex în ciorap au un orgasm mai puternic. Sincer spun, uite,
Poate, cine știe, poate. Pur și simplu, este și o chestie de aspectul vizual. Asta excită, nu excită, corespunde codurilor noastre de atracție sau nu. Uite, este și chestia asta, dar în rest, da, am auzit de studiul ăsta, dar mai mult nu pot spune. Eu mă gândeam de fapt că în ciorapi, pentru că în timpul sexului temperatura corpului nostru crește, crește de la exercitare și mă gândeam că talpa piciorului, în general laba piciorului, ea de obicei mai rece. Și poate că fiind în ciorapi, picioarele se încălzesc și astfel dau o stare de plăcere și confort întregului corp și gen nu ești încălzit doar pe jumătate, dar ești total, nu știu. Asta acum nu vine. Sau poate ar avea o influență asupra sentimentul ăsta de relaxare. Atunci când ești, ai picioarele calde, poate ești mai relaxat decât fiind rece, poate ești mai tonică. Da. Următorul mit. Doamna Salovei, sexul trebuie să fie ca în filmele porno? Întrebările doamnei Salovei sunt mai ușoare. Trebuie să răspundeți împreună la ambele întrebări. Și ați fie așa corect. Filmele porno, de fapt, acolo sunt niște actori care ei inscenează un scenariu, dimensiuni, sunt aleși special persoane cu anumite dimensiuni, atât penisul cât și sânii, și deci asta cumva nu are treabă cu realitatea și același timp care îl fac ei acolo cumva este mult mai lung, deci acolo este un film, este un scenariu care ei îl urmează și nu are treabă cu viața noastră zi de zi. Ar putea să ne inspirăm anumite lucruri, anumite poziții, poate că. Da, tot mă gândeam la faptul că filmele, de fapt, ele sunt făcute ca să fie foarte frumoase și să vândă, când, de fapt, în realitate lucrurile stau un pic diferit și asta cred că e legat de toate filmele absolut și nu doar de filmele porno. Așa. Da, mai bine nu de încercat careva chestii care sunt în filme, fără ca să vorbești cu partenera sau cu partenerul înainte, da? Poți să trezești într-o situație în care... Acolo am văzut într-un film așa o chestie. Și stai zis, de ce asta nu mie? De ce partenera mea nu a fost bucuroasă? Așa, tot de compatibilitatea dintre filme porno, vorbeam cu o tânără și ea ne spunea că întotdeauna trebuie să fie o compatibilitate, pentru că unele persoane preferă unele tipuri de filme porno, iar altele preferă, de exemplu, cineva mai ușoare, mai lejere, dar cineva așa mai puternic, mai dure. Și atunci zicea că din moment ce, de exemplu, persoana care iubește filmele porno mai dure o să vrea să interacționeze cu persoana care iubește filmele porno așa mai finuțe, atunci persoana o să aibă șoc. Da. Și următorul mit. Dacă te masturbezi, adică nu știu dacă e mit sau mit, dacă te masturbezi o să ai probleme erectile. Poți să ai probleme erectile în situația în care te masturbezi fără ca să mai ai... Sunt persoane care se masturbează fără mai avea, a simți parcă nevoia asta. Ei au nevoie să se descărca într-un fel, da? Și o să... Nu știu, că au francezi un cuvânt special pentru chestia asta, când știi parcă te-ai arunca corp și suflet într-o chestie, mor copt, eu o să fac până la capăt. Fără ca să ții cont, dar vreau eu acum să fiu în erecție, dar vreau eu acum să am un orgasm. Nu, mie îmi trebuie să mă descarc din energia asta, ok, eu masturbez. Păi iată, persoane care funcționează așa, la un moment dat corpul poate spune stop, da? Eu nu sunt de acord ca tu să... răzbun pe mine așa. Dar în genere, dar în rest, persoanele care se masturbează chiar dacă și asta e o dată pe zi, dar în sensul, mai ales știm că adolescenții au în topul performanțelor sexuale, da? Și o fac asta din plăcere și acolo de timp, pentru asta nu are nicio influență asupra erecției, în sensul problemei de erecție. Încă vreau să mai dau un mic la masturbare, adolescenții care mi-au dat foarte des, dar e adevărat că dacă te masturbezi, crește păr în palmă. Sau dacă te masturbezi, vorbești. Și cât ar fi de banal, cu care asta sună foarte des la adolescenți. Știți, mi-mi pare că cu cât e mai
cât o chestie e mai tâmpită, cu atât e mai tare, poate să fie, știi, să te preocupe sau fie amploare. Pentru că ăsta e, cred că ar fi mai dar prinde. Cu păr în mână, în palmă. Ar fi foarte foși și la îmbrățișare ar fi foarte moi. Da, asta. Trecem la următorul mit. Mitul ăsta, el de semne e luat dintr-o discuție cu o tânără și tot e dintr-o discuție despre filmele porno și sună cam în felul următor. Pentru a place tinerilor, tinerele trebuie să se epileze până nu strălucesc când sunt expuse la soare ca actrițele din filmele porno. Pentru că băieților nu le place părul pe corpul feminin. Doamna Salovei? Aici vreau să spun că în momentul când faci sex și mai ales că dacă asta se întâmplă noaptea, bărbații nu se uită la părul de pe corp și nici nu îl observă măcar. Asta cumva e un mit, cred că, da, probabil la că stăm la plajă, e ok să arătăm un corp frumos, dar în momentul când faci sex, puțin contează pentru bărbatul, pentru tânsul altceva contează. Și tot în acest context, foarte mulți tineri își fac probleme din motivul cum arată valor, pentru că ele nu sunt ok și lor le pare că ea trebuie să arate exact ca a femeilor din filmele porno, neștiind despre faptul că femeile din filmele porno adesea fac operații plastice ca să arate frumos. Și în acest context, o tânără a realizat o pagină de Instagram unde ea pictează vulvele altor femei și îmi place foarte mult, îmi place pagina asta de Instagram, pentru că femeile, tinerile de orice vârstă îi trimit acestei doamne fotografiile vulvelor, iar doamna le pictează. Și fiecare pictură de pe această pagină este însoțită neapărat cu o poveste despre cum doamna, femeia, nu își iubea propriul corp, cum ea a reușit totuși să accepte sau cum este în proces de acceptare. Și foarte mult îmi place această idee și îmi place această acțiune pe care ea a pornit-o. Și de asemenea, pagina aceasta e destul de informativă pentru că prezintă foarte multe informații legate de sănătatea reproductivă. Da, asta e în contextul în care nu trebuie să arătăm super ideali și să strălucim când suntem expuși la soare, pentru că, da. Așa, și ultimul mit, de asemenea inspirat din filmele porno, pentru că atât de multe mituri generează filmele porno, e că sexul pe capota mașinii este foarte ușor de realizat. Și iar la mine, știi? Ia, dacă, e că dumneavoastră râde, dar la școală o prietenă mi-a povestit cum a fost dezvirginată pe capota mașinii și a zis că era tare bine și tare interesant. Wow! Of, eu totuși aș spune pentru o primă experiență mai bine nu pe capota mașinii. Înțeleg că, iarăși, pentru tineri cu fierbință așa și curioși și doritori de experiență, poate asta să fie o experiență bună, dar pentru o primă experiență totuși cred că ar fi bine să fiți într-un cadru în care sigur, da? În care poate nu stresez, cineva o să vină, o să mă audă, o să mă vadă, o să... Așa că, nu știu, cred că aș... Poate fi interesant, da? Poate fi ceva foarte excitant, însă nu întotdeauna ceea ce e foarte excitant cu capul nostru, da? Ceea ce trăim noi ca excitant, poate să fie foarte excitant și în cadrul, și în corpul nostru, da? Poate pentru a trăi o bună excitare în corpul său, este nevoie de o anumită relaxare, siguranță a locului unde te afli. Până la urmă, probabil, unele fantazii e mai bine să rămână la nivelul de fantazie. Poate. Mulțumesc foarte mult pentru participare în cadrul acestei discuții. Vreau să vă reamintesc că cu voi a fost Valeria Batăreanu, realizatoarea podcastului Sexplicații, și am discutat cu două Natalii, Natalia Solovei, psihologă din cadrul Centrului pentru Tineri Neovita, și Natalia Pavalache, sexologă. Mulțumesc mult și ne revedem! Mersi! Mersi, o zi bună! Seara plăcută! De asemenea!